Este aer respirabil în aceste zile în Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei și în sudul și centrul Moldovei, iar meteorologii au emis prima atenționare cod galben de caniculă din acest an, în vigoare inclusiv vineri. Temperaturile maxime vor atinge frecvent 35-36 de grade Celsius și izolat 37 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Atenționarea vizează județele Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea și Constanța, Ialomița, Călăraș, Prahova, Giurgiu, Dâmbovița, Telorman, Argeș, Vâlcea, Gorj și Mehedinți, Dolj, Olt, Ilfov și municipiul București. Meteorologii notează de asemenea că indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități pe arii restrânse și în restul zonelor de câmpie și podiși. În sud-estul teritoriului, vremea se va menține caniculară și la finalul săptămânii. Totodată, ANM a emis joi o avertizare cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă până vineri dimineață în județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Caraș Severin și zona de munte a județelor Hunedoara, Alba și Cluj. De asemenea, vestul, centrul, nordul țării, dar și zona de munte se vor afla sub cod galben de instabilitate atmosferică vineri și sâmbătă. În aceste zone vor fi frecvente descărcări electrice, averse torențiale, grindină și vijelii. Cantitățile de apă vor fi importante. Pe de altă parte, codul portocaliu de pe râul Prut a fost prelungit până sâmbătă la ora 24. Liniile de apărare, respectiv zonele îndiguite, aferente județelor Iași, Vaslui și Galați, sunt monitorizate de către apele române, nu sunt semnalate probleme deosebite. Totodată, hidrologii au instituit, tot până sâmbătă la miezul nopții, cod galben în bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera și Prut. În această perioadă se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pârâie, viiturii rapide și râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate.